Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom începe un nou proiect la cererea dumneavoastră. Știu că este un proiect foarte așteptat, de aceea astăzi vom începe să lucrăm pe Grinch. Eu am primit această fotografie de la o doamnă, era una dintre dumneavoastră, și după aceasta eu voi realiza acest proiect foarte așteptat. Voi folosi firul Bravo, dumneavoastră folosiți culoarea dorită de dumneavoastră, voi folosi croșetul cu numărul 3 și jumătate, vom avea nevoie de firul despărțitor, de melană pentru umplutură și de foarte multă răbdare. Apoi, pe măsură ce vom lucra, când vom ajunge la ochișori, vom vedea despre ce este vorba. Vom vedea ce ochișori vom pune. Voi începe cu picioarele și în cercul magic voi lucra un număr de 6 piciorușe scurte. Și vom face 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 5. Cel de-al șaselea picioruș scurt, vom închide cercul magic, vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența primului picioruș. Sperăm să alunece repede, da? Din acest moment, noi vom continua lucrând câte o mulțire în corespondența fiecărui picioruș, astfel că la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. După ce am realizat cele 12 piciorușe scurte, vom lucra 5 rânduri de câte 12 piciorușe scurte. Deci vom face aceste 5 rânduri, iar apoi ne vom reîntâlni. Lucrate cele 5 rânduri de piciorușe scurte, vom lua firul pe croșet și vom continua lucrând un număr de 6 piciorușe dublu reduse. 1, 2, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea. În acest moment voi face un ochi de lanț, acest ochi de lanț va ține locul unui picioruș dublu redus, voi întoarce lucru și voi continua lucrând, deci avem primul, cel de-al doilea picioruș dublu redus, 2, 3, 4, 5, și cel de-al șaselea picioruș dublu redus. De ce lucrăm în felul acesta? Pentru a forma călcâiul. În acest moment, de data aceasta, dar doar de data aceasta, vom continua celelalte 6 piciorușe scurte, luând firul de dedesubt. Și, deci avem 6, 7, 8, 9, aici fac piciorușe scurte, dacă ați observat, 10, 11 și 12. Deci acum noi ne-am întors exact la cele 12 piciorușe care le-am avut la început. Din acest moment, deci voi face aici în colț, chiar voi intra și voi face un fir alunecat, voi întoarce lucru și voi continua lucrând piciorușe scurte. Deci voi face cele 12 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12. Acum vom lucra în continuare un număr total de 15 rânduri. Acesta fiind primul rând de piciorușe reduse. Voi intra aici, îmi intră croșetul. Deci primul l-am realizat deja. Vom continua lucrând alte 14 rânduri. După cum puteți vedea, am format aici călcâiul, iar noi vom continua lucrarea. Deci vom lucra singure un număr total de 15 rânduri de câte 12 piciorușe scurte. Eu am lucrat cele 15 rânduri ale mele, am umplut cu melană piciorușul, după cum vedeți, așa se prezintă. Am lucrat și pe cel de-al doilea. Țin să precizez că acest tutorial îmi aparține. Deci ceea ce veți lucra acum este practic lucru creat de mine. Vom continua după ce am lucrat piciorușele să lucrez 3 ochiuri de lanț. Voi face 3 ochiuri de lanț, după care voi lua cel de-al doilea picioruș, le vom pune bine aici față în față și le vom uni. Le vom uni pentru că trebuie de acum să începem corpul și voi face un picioruș scurt. Deci este primul picioruș scurt de această parte și voi continua lucrând cele 12 piciorușe scurte care aparțin acestui picioruș. Deci avem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12. Acum voi continua lucrând în corespondența celor 3 ochiuri de lanț realizate. Voi intra în fiecare dintre ele și voi face câte un picioruș scurt. Deci avem aici deja 12, 13, 14, 15, să fim atente aici, 15 și voi continua cu cele 12 de piciorușe scurte care corespund următorului picioruș. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 și am ajuns din nou în corespondența celor 3 ochiuri de lanț și din nou în corespondența acestora vom lucra câte un piciuruș scurt. Deci, la sfârșitul rândului, vom avea un număr total de 30 de piciorușe scurte. 28, 29, 30.
voi intra cu grijă. Așa. În acest moment, în acest ultim picior, ușă voi pune firul despărțitor. Și voi continua lucrând. Pe parcursul întregului rând, un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Vom repeta până la sfârșitul rândului această secvență. Un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. La sfârșitul rândului vom avea un total de 45 de piciorușe scurte. Am ajuns la capătul rândului. Rândul se va încheia cu o înmulțire. Acum vom continua lucrând un rând de 45 de piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș îl lucrăm așa cum se găsește. Vom continua rândul următor lucrând un număr de 16 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4 și continuăm până la 16. Deci avem cele 16 piciorușe scurte. Continuăm lucrând două înmulțiri. Prima. Cea de-a doua înmulțire. Apoi vom face 1, 2, 3 piciorușe scurte urmate de 2 înmulțiri, prima înmulțire, cea de-a doua înmulțire, continuăm cu 16 piciorușe scurte, 1, 2, 3 și continuăm singure. După cea de-a doua serie de 16 piciorușe scurte, lucrăm un picioruș scurt, o mulțire, repetând-o de 3 ori până la sfârșitul rândului. Deci, prima mulțire, un picioruș scurt, cea de-a doua mulțire, un picioruș scurt, și cea de-a treia mulțire, care va veni aici în corespondența firului despărțitor. Astfel am obținut un total de 50 de piciorușe scurte. Vom pune firul despărțitor și vom continua lucrând 20 de piciorușe scurte. Deci vom face 20 de piciorușe scurte. 2, 3 și continuăm singure. După cele 20 de piciorușe scurte vom face o scădere și vom continua cu 28 de piciorușe scurte care au rămas până la sfârșitul acestui rând. De ce 28? Pentru că nu uitați, în partea din față rândul începe chiar din acest loc de unde începe piciorul. Deci avem practic și partea care am înmulțit-o, partea care corespunde celor trei ochiuri de lanț. Deci noi vom continua cu cele 28 de piciorușe scurte, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 49 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 20 de piciorușe scurte, deci 20. După cele 20 de piciorușe scurte, vom face din nou o scădere, deci o singură scădere, și vom continua cu restul piciorușelor scurte până la sfârșitul rândului. Deci vor fi alte 27 piciorușe scurte, iar la sfârșitul rândului vom avea un total de 48 de piciorușe scurte. În continuare vom lucra două rânduri de câte 48 de piciorușe scurte. Două rânduri. Vom continua lucrând 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, urmate de o scădere.
Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 42 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 2 rânduri de câte 42 piciorușe scurte. 2 rânduri. Pentru rândul următor vom lucra 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 36 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 2 rânduri de câte 36 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 2 rânduri de câte 30 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe 3 parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra 2 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom repeta pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Am umplut corpul cu melană, după cum puteți vedea aici este fundulețul care s-a format foarte bine. Aici parte din față, burtica. Totul va depinde și de modul în care dumneavoastră veți umple jucăria. Iar acum voi continua lucrând pe întreg parcursul acestui rând, un picioruș scurt, urmat de o scădere. Iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. Deci un picioruș scurt, urmat de o scădere. Vom lucra singure și ne vom reîntâlni. Deci scăderea. Acum, bineînțeles, va fi nevoie să iau lucrul în mână să pot continua. Vom continua lucrând 4 rânduri de câte 12 piciorușe scurte. Deci vom face 4 rânduri. Eu am lucrat cele 4 rânduri de câte 12 piciorușe scurte, am continuat să umplu corpul cu melană și mă voi opri aici cu această primă parte a tutorialului. Dacă v-a plăcut ceea ce am realizat până acum, vă rog să lăsați un like, un comentariu. Eu mă despart de dumneavoastră cu aceleași cuvinte de mulțumire ca de fiecare dată. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că sunteți alături de mine. Vă mulțumesc pentru comentariile frumoase, pentru vizualizări. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Vă iubesc și vă doresc o zi minunată. La revedere! Vă salută, Tatiana!